Bun revenit și regăsit la școala de sabat, adică englezii americanii, tot ce vorbește engleză, au această glumă bună cu privire la elevi și la școală, spunând care e definiția unui ipocrit. Un ipocrit este un elev care vine, sau un student, care vine cu zâmbete pe buze la școală. Se presupune că el niciodată nu știe lecția și în caz că vine cu zâmbetul pe buze, se preface că o știe ca să ducă în eroare pe învățător eventual să nu-l asculte. Dar dacă vedeți unul care predă lecția că are zâmbet pe buze, să nu considerați că este neapărat o formă de ipocrizie, ci dimpotrivă poate fi semnalul unei comori sufletești pe care el dorește să o împartă cu alții. Cum și eu simt în suflet, sigur la scară mult mai mică, dar simt în suflet această bucurie. Pentru aceasta te rugăm, Tată prea iubit, să ne ajut să împărțim și să împărtășim împreună comoara cuvântului tău pe care ne-o încredințezi cu această ocazie. Fii binecuvântat în veci de veci. Amin. Titlul studiului nostru este Loialitatea supremă față de Hristos. Nu este un cuvânt bun acesta. Probabil că ar trebui să ne oprim puțin asupra lui. El seamănă cu cel care zice că trebuie să punem pe Iisus pe cel dintâi loc și apoi pe locul al doilea, al treilea, putem să punem idol sau orice. Nu. Nu. Și de asemenea, aici este același lucru. Loialitatea supremă față de Iisus și loialitate mai bun sau mai puțin față de orice altceva. Nu. Este loialitatea sau credincioșia față de Dumnezeu este absolut exclusivă. Dumnezeu nu împarte locul cu idolii, nu din cauza că idolii aceștia ar exista sau ar reprezenta vreo primejdie, ci din cauza că nu este bine pentru ființa noastră să avem locuirea lui Dumnezeu alături de idoli. El e pe locul 1, Domnul să fie pe locul 1 și cine pe 2 sau 3. Nu. El este pe locul lui Dumnezeu și Dumnezeu înseamnă totul în toți. Așadar, învățând lecția aceasta frumoasă de săptămână aceasta, am fost foarte plăcut, mișcat în sufletul meu, emoționat literalmente, pentru faptul că este atinsă o notă rar observată, deși este cel mai important lucru din întreaga Scriptură, și anume planul lui Dumnezeu. Dacă cineva ne-ar întreba, domne, bine, taina planului lui Dumnezeu, taina voii lui Dumnezeu, care a fost, domne, lucrul acesta? În ce constă? Veți și vom primi, vom da și vom primi o varietate de răspunsuri, dar răspunsul este unul singur. Din Efeseni, capitolul 1, versetul 9, planul acesta ascuns din veșnicii, taina lui Dumnezeu, este aducerea în armonie din nou a tuturor lucrurilor. Dumnezeu vrea să aducă toate lucrurile în armonie cu sine din nou. Și fiind în armonie cu sine, sunt și în armonie unele cu altele. Armonia. Dacă ne întreabă cineva care este natura relației cu Dumnezeu, păi El e Dumnezeu, El e Creatorul, noi suntem creaturi, tot felul de răspunsuri, El e Stăpânul, noi suntem așa și pe dincolo. Lucrul acesta poate sta în picioare la o anumită vârstă, dar odată ce am cunoscut venirea Domnului nostru Iisus Hristos și am citit în ea iubirea lui Dumnezeu, vom pricepe că relația pe care o caută Dumnezeu sau astfel de închinători caută Dumnezeu, relația cu El este armonia. Nu este confundarea, așa cum se întâmplă și îți produce senzație de vomă când vezi omul umblând ca diavolul. Pe un diavol îl înțelege, îl numare după ce umbla. Dar ce caută un om să umble ca să se dea drept Dumnezeu sau să fie Dumnezeu? Este omul acesta? Dumnezeu nu urmărește lucrul acesta. El nu urmărește confundarea, nu urmărește duplicarea. Imitați-o Cristi, imitați-L pe Iisus. Nu dorește imitații. Nu. El dorește armonie deplină cu ființa Lui. Armonia nu este între două note identice, acela e unison. Armonia este între două note diferite, dar vai ce frumos sună. Și noi suntem unicat, fiecare dintre noi, ca și Dumnezeu. După cum este un singur Dumnezeu, tot așa, în domeniul unicității, fiecare dintre noi suntem unicat, suntem nerepetabil, nu avem precedent și nu există copie
în întreaga creație a lui Dumnezeu nici nu va fi vreodată. Dacă observați fulgii de zăpadă, nu seamănă între ei frunzele și firele de iarbă și toate lucrurile, în ele vedem o varietate cu adevărat infinită a creației lui Dumnezeu. De aceea, natura relației noastre cu Dumnezeu este armonia. Acesta este și aceasta este tema studiului nostru biblic. Urmăriți lucrul acesta și vă veți bucura din suflet împreună cu mine. Retrăiesc cuvintele acestea din Iov de fiecare dată când cuvântul Domnului spune ce convingătoare sunt cuvintele adevărului, cum mișcă sufletul și cum te bucură pur și simplu. Și sunt două lucruri aici prin harul lui Dumnezeu asupra cărora se concentrează studiul nostru, dar noi nu o să ne ocupăm de partea istorică sau de celelalte lucruri, ci ne vom ocupa de intenția lui Dumnezeu de a aduce în armonie, de a suna armonios, de a suna în acord, să găsească ochii tăi acord cu voia și cu căile lui Dumnezeu, să găsească plăcere, produce un sunet plăcut. Vom urmări ideea aceasta de armonie pe care ne-o predă cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, aici întâlnim noi o varietate de idei, dar ne vom opri la aceasta în limitele timpului nostru și cu dorința și cu rugăciunea ca însuși Dumnezeu cel Bun să ne conducă înțelegerea potrivit promisiunii Duhului Său Sfânt care ne va călăuzi în tot adevărul. Și primul aspect al armoniei despre care vorbește Dumnezeu și de unde de fapt izvorăște orice fel de altă armonie este armonia cu Dumnezeu. Se vorbește de familie ca fiind celula societății. Bine ar fi să fie așa, dar nu se vede. Celula a fost considerată, sau atomul, spre exemplu, e numit nedrept atomos, nedivizibil. S-a dovedit că e divizibil, are componente, are tot felul de alte lucruri. Celula s-a dovedit că nu este, de fapt, o cărămidă, ci este o uzină. Și acolo sunt multiple componente. Celula de bază este sufletul tău și Dumnezeu. Acolo, aceasta este celula de bază, relația dintre ființa ta și Dumnezeu. Armonie sau dezacord, acord sau dezacord. Dacă între sufletul tău și Dumnezeu este acord, atunci vorbim de acord în familie. Dacă găsim acordul în familie, vorbim de acord în biserică și după aceea, dacă avem acord și armonie în biserică, vorbim de acord în lume și după aceea vorbim de acord în Universul lui Dumnezeu. Dar unitatea de bază a acordului este armonia dintre sufletul tău și Dumnezeu. În ce măsură ești în armonie frumoasă, plăcută lui Dumnezeu, plăcută sufletului lui Dumnezeu. Mergând în familie, Sfânta Scriptură ne spune și se adresează întâi copiilor, apoi părinților și ne învață pe fiecare așa cum putem să mărturisim că am crezut și am primit în viață lucrul acesta, ne învață cum să trăim. Copii, fiți în armonie cu părinții voștri, părinților fiți în armonie cu copiii voștri, dar nu prea se întâmplă. Fiul împotriva tatălui, tatăl împotriva fiului, copiii unii cu alții. Chiar acum am închis telefonul cu o familie, mi-a spus că fiul nu a vorbit 6 luni cu dumnealor și în aceeași casă. Și sunt lucruri literalmente cutremurătoare. De ce avem în familie acest fel de atmosferă? Ură între părinți și copii, ură între soți, soții, ură între soți și părinții lor și așa mai departe, de la a doua și a treia generație. Și de unde provine lucrul acesta? Pentru că la biserică ne-a învățat să fim credincioși, să fim uniți, să fim una. Noi nu am fost chemați să fim uniți pe orizontală. Să fim în armonie pe orizontală. Lucrul acesta poate să însemne și bine și rău. Doi tâlhari în armonie fac mari rele. Ei sunt în armonie. Ei sunt într-un singur gând au lucrat oamenii de la Turnul Babel. Într-o așa armonie. Și la Turnul Babel modern lucrează la fel. Aceasta nu înseamnă nimic. Ci este vorba că, sau este vorba de a fi personal în armonie cu Dumnezeu.
dacă ființa mea este în armonie cu Dumnezeu și ființa a soției mele sau a copiilor mei sau a copiilor noștri este în armonie cu Dumnezeu, inimile noastre vor fi în armonie unele cu altele. Este singura cale. Așa se face. Ați observat că avem fraza cheie aici, în Domnul. Ascultați în Domnul. După care se adresează iar voi părinților, păziți-vă să descurajați pe copiii voștri sau să provocați pe copiii voștri, în așa fel încât lucrul acesta să se răsfrângă în final asupra relației lor cu Dumnezeu. Multe lacrimi am văzut vărsate pentru copiii care nu mai merg pe calea lui Dumnezeu. Până acum nu prea am văzut pentru părinți care nu merg pe calea lui Dumnezeu. E mai greu de găsit lucrul acesta, e mai rar. Totdeauna vina este căutată în partea cealaltă. A plecat. Nimeni nu întreabă de ce a plecat. A făcut cu tare lucru. De ce a făcut cu tare lucru? Care este cauza? Este foarte posibil ca să fi plecat cineva așa cum a plecat Lucifer din fața lui Dumnezeu sau fiul risipitor de acasă, fără să poată invoca un anume motiv sau o cauză a problemei, fără cauză. Este foarte posibil lucrul acesta. Dar la noi oamenii nu cred că se poate întâmpla așa ceva. Dacă cineva a căzut, eu ard, spune Pavel, adică am și o parte acolo, fie am fost absent, fie am fost prezent așa cum nu trebuia. De aceea revin la acest cuvânt. Dacă dorim într-adevăr să fim în armonie cu copiii noștri și cu familia noastră, cu părinții, cu rude, cu biserica, dacă dorim lucrul acesta unilateral, atunci trebuie să luăm măsuri ca sufletul nostru să fie în armonie cu Dumnezeu. Când acolo este armonie, imediat se răsfrânge în toate direcțiile. Dumnezeu nu ne-a spus ca noi să, toată lumea să fie în pace cu noi. Nu se întâmplă lucrul acesta. Sau să ne iubească toată lumea, sau să ne prețuiască. Nu ne-a spus aceasta. Ne-a spus, urmăriți voi pacea cu toți, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Urmăriți voi sfințirea în relațiile acestea. Voi să iubiți pe vrăjmașii voștri. Nu știu dacă vrăjmașii voștri vă vor iubi pe voi, dar voi să iubiți. Aceasta este o declarație de non-combatanță, de non-violență, o declarație de armonie cu cerul, prin efectul ei. Voi face lucrul acesta indiferent de răspuns. Voi face lucrul acesta. Ați observat că în cartea lui Iov arată capitolul 1, întâlnirea între Satana, care vine între fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu. El nu dă bună ziua nimănui, dar Dumnezeu cu toate acestea dă bună ziua. El este politicos. El nu este transformat de nesimțirea sau impolitețea diavolului. Al doilea lucru de extremă importanță. Din epistola lui Iuda, cuvântul spune, Domnul nu a rostit niciodată un cuvânt de ocară sau de rău, de negativ asupra Satanei, pentru că Satana nu este așa, ci pentru că el nu face lucrul acesta, el nu vorbește de rău, ocărăște, bleastemă. Cuvântul pe care l-a spus el este un cuvânt al adevărului și este un cuvânt care va fi confirmat de întreaga creație. Drept ești, Doamne, că ai vorbit așa în această împrejurare. Ne este, deci, prezentată familia ca o frumoasă piesă armonioasă, ca nu ca o cauză, ci ca un efect. Armonia din casa noastră este un efect al armoniei fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu. Dacă în familie la noi, sau unul dintre soți, sau unul dintre copii este în armonie cu Dumnezeu, este o notă disonantă în familie. Și atunci noi, în zelul nostru turbat și nebun uneori, ne încercăm să îndreptăm răul acesta. În realitate, nearmonia sau dezacordul nu este cu noi, ci dezacordul e pe verticală, este cu Dumnezeu. Aceasta a fost suferința lui Samuel, a înțeles lucrul ăsta, dar l-a costat un pic. Toată noaptea în rugăciune nu înțelege de ce
de ce poporul nu mai este în armonie cu el sau nu mai el este, dar ei nu, și ce se întâmplă. Și atunci Bunul Dumnezeu spune, nu cu tine au probleme, ci au probleme cu acelea despre care predici tu. Acolo e problema. Nu, nu, încetează cu... E o suferință care nu este naturală, nu e normal, nu e bună. Este o pocăință care nu duce la schimbare, nu face lucrul acesta, nu cu tine au ceva, ci cu mine. Deci dacă în familie unul dintre soț sau un copil sau un părinte sau cineva este o notă discordantă față de casă, lucrul acesta se datorează discordanței dintre sufletul acesta și Dumnezeu. Nu trebuie să agravăm această situație. Vai ce discordant sună și cum e în dezacord. Nu, ci să facem tot ce putem să lucrăm la construirea armoniei sau acordului cu Dumnezeu. Imediat ce se întâmplă lucrul acesta, se schimbă totul și pe orizontală. Cineva, de aceea spune ucenicul Anania, zice, omul ăsta suflă împotriva bisericii, amenințare, este groaznic, este așa, este, a omorât pe mulți oameni, e spaima lumii. Și Domnul îi spune, nu, el nu are nimic cu biserica, el e în disarmonie sau a fost în dezacord cu Dumnezeu. De acolo a pornit problema. Îndată ce s-a rezolvat acordul cu Dumnezeu, ce a intrat el pe această frecvență, în această armonie cu cerul, îndată a intrat în armonie cu Biserica Domnului Hristos. De acolo e toată problema. Revin spunând, sper să nu vă supăr, dar tratăm de multe ori efectele fără să ținem seama de cauză, care este adevăratul obiectiv al lui Dumnezeu în lucrul acesta, care e intenția lui Dumnezeu, cum și în studiul acesta. Adevăratul obiectiv al lui Dumnezeu în acest studiu, în spatele cuvintelor pe care le învățăm, este să ne conducă la armonie. Armonie între părinți și copii. Apoi vorbim de conflictul între generații, nu e legat de generație, e conflictul între o generație și Dumnezeu și conflictul între cealaltă generație și Dumnezeu, și de aici conflictul între generații. Vorbim de conflicte de un ordin, să zicem, eclesiastul, clerul. Clerul este de o parte, cum îi spunea lui John Newman, noi suntem docens, cei care predăm, și ei sunt, poporul este docet. Și de aici, sigur că suntem acolo. Ruperea aceasta, segregarea aceasta, este legată, de fapt, de ruperea sau de denaturarea legăturii așa numitului cler cu Dumnezeu. La Dumnezeu nu există cler și laici, există suflete. Toate sufletele sunt ale mele. La crucea Domnului Hristos nu există cler și laici. Nu există sărași, bogați, bărbați, femei, copii, bătrâni, nu există așa ceva. În Hristos, spune Scriptura, suntem una din cauză că am fost învăluiți cu toții în dragostea lui Dumnezeu, așa cum a fost ea exprimată la cruce. De ce începe acest capitol cu marele și frumosul exemplu al familiei, prin extensie familia creației lui Dumnezeu, ca să meargă la o problemă extrem de nevralgică, de acută, aș spune, durere maximă, cum spunea un om, zice, am niște dureri de așa natură că mi-aș fi dorit să fiu mort. E mult mai frumos să mori, spunea unul dintre sclavi, decât să fi tratat cu așa cruzime și așa ură și bestialitate de către stăpân. E mult mai frumos să mori. Dar ei aveau un respect pentru viața de așa natură, încât nu îndrăzneau să privească în direcția greșită, ci mai degrabă sufereau. Studiul nostru se ocupă de familie și de relațiile din familie, ca să îl transfere mai apoi în relațiile sociale. Pentru că de acasă se revarsă imediat în societate. Și prima societate în care se revarsă este biserica. Noi venim în biserică, fiecare ca persoană, aducând cu noi un singur lucru. Unul zice că aduce zeciuială, dar foarte bine, așa este, sunt dator să fac lucrul ăsta, că și altul a făcut în dreptul pentru mine. Dar, de fapt, lucrul pe care îl aducem noi sau nu îl aducem cu noi la biserică este relația noastră cu Dumnezeu. Acolo este. Acestea toate vin la un loc și ele adunate dau suma sufletului adunării. Adunarea ajunge ca un fel de ființă largă,
compusă din noi toți. Dar acesta e singurul lucru cu care venim noi la biserică. Natura relației noastre cu Dumnezeu. Nu pe tine te leapă diasporul lui Samuel, ci despre mine este vorba. Și când venim la biserică, aducem cu noi lucrul acesta. Bun sau nebun? Când Iuda, spre exemplu, când venea la masă, unde era el, îmi spunea cineva, zice, domne, când a intrat pe ușă persoana aceasta, a înghețat bucuria, nu mai trebuie nimănui. Omul acesta era de așa natură încât la dumnealui în casă, cum citeam într-o carte, nu s-au ridicat umbrele niciodată, copiii au trăit în frică, au vorbit în șoaptă toată viața. Vorba bunicii, așa a fost sufletul lui, dar de fapt nu era adevărat, ci așa a ales el să fie. Cu aceasta venim noi la biserică. Indiferent ce fel de zâmbet afișăm noi, venim înconjurați cu o anume atmosferă încărcată, electromagnetică, zice, încărcată pozitiv sau negativ, și interferența tuturor acestor câmpuri magnetice din jurul ființei noastre creează atmosfera din biserică. Simți și trăiești bucuria sau trăiești spaima sau trăiești indiferența sau sila sau... Sunt tot felul de reacții pe care le avem în funcție de mediul care se creează. Dar aducem cu noi acest lucru. Acum, odată ce biserica formată din suma tuturor acestor atmosfere care ne înconjoară pe fiecare dintre noi și a tuturor familiilor componente, odată ce ea iese în stradă și se împrăștie în oraș sau în lume, duce cu ea această atmosferă multiplicată. Sunt niște taine dumnezeiești aici care operează. Știința a avansat spectaculos în domeniul acesta. Se știa, se bănuia de mult, dar acum este dovedit, de fapt, lucrul acesta, chiar fizic dovedit prin tot felul de mijloace, că ducem cu noi un anume câmp, o anume atmosferă care influențează pozitiv sau negativ pe cel de lângă noi. Problema nevralgică a vremii lui Pavel era sclavagismul, sclavia. Și dacă vă întreabă cineva sau ne întreabă cineva, de ce credeți că au putut să aibă împărații aceștia romani de au prigonit până la moartea morților biserica? Ei au vrut să stingă, să distrugă, au aruncat la lei, au sfâșiat, i-au înfășurat în rășin și le-au dat foc, au ars creștini, au făcut tot. Dacă cineva vă întreabă, dar ce aveți oameni buni? Sunteți complet nebuni? Omorâți pe cei mai buni dintre oameni, pe de-i vecini cu noi omul ăsta. Pe omul acesta n-a lăsat odată să te jignească umbra lui. Cum îl omorâți? Știți de ce s-a produs această persecuție? Cum, pe ce s-au vândut sufletele acestor potentați? Pe faptul că ei au văzut unde duce o astfel de credință în Iisus. Ducea la o societate fără stăpân de sclavi și sclavi. Era clar lucrul acesta. Și văzând unde duce așa ceva, au prigonit până la moarte, pentru că ei doreau să perpetueze starea aceasta de lucruri. Același lucru se petrece într-o biserică. În momentul în care inima poporului se întoarce către Dumnezeu, se prevăd altfel de vremuri. La altfel de vremuri se vor întâmpla altfel de lucruri care corespund sau nu corespund agendei puterilor, cum spune acolo cuvântul, din locurile cerești sau de printre noi oamenii. Ei vedeau unde duce așa ceva. Și au văzut clar, de aceea spune Mântuitorul, nu se pot dezvinovăți. Și s-a întâmplat. Printr-o vorbă simplă a lui Pavel Apostolul, care i-a scris lui Filimon, Filimon fiind mare stăpân de sclav, dar a devenit creștin. Sclavii lui erau creștini, citeau din aceeași Biblie, dar nu cum este cea de la Muzeul Bibliei de aici, publicată în 1808, din care au scos 90% din Vechiul Testament și 50% din Noul Testament, au scos din Biblie, ca să poată justifica sclavia și sclavagismul și cruzimea cu care s-au purtat acești oameni care aveau Biblia în mână, în loc să scoată răutatea, din ei au scos jumate din Biblie. De ce ne suntem îndemnați când citim Biblia, având în vedere că vine din mii de manuscrise, a trecut prin mâini, prin traducători, prin curente, filozofie, economii, politici și așa mai departe, și a ajuns până la noi când deschidem Scriptura, să deschidem cu rugăciune. Așa suntem noi îndemnați prin cuvântul lui Dumnezeu. În Biblie aceasta,
care este în Muzeul Bibliei, din ea ei au scos tot ceea ce ar fi putut să justifice un sclav să se ridice la revoltă, să-i spună predicatorului, Biblia asta care o ții în mână spune altfel. Și, dar ei au scos aceste cuvinte, așa cum și noi de altfel suntem înclinați să scoatem din viața noastră lucrurile care ne deranjează spiritual, ca să nu deranje răul din noi. Și atunci nu se predică despre anumite lucruri în biserică, pentru că ar atinge sensibilitățile cuiva. Și un slujitor al lui Dumnezeu nu trebuie să fie niciodată în postura aceasta, dar ei au făcut lucrul acesta, au scos din Biblie, decât să scoată din viața personală sau din societate, cumplitul rău al sclaviei. Acum, scriindu-i lui Filimon, din închisoare, după ce l-a câștigat pe Onisim la credință, Pavel îi spune, ei, îl primește înapoi, stăpâne, dar nu ca pe un sclav, cum a fost până acum, ci ca pe un frate prea iubit în Domnul. Și tu, frate Onisim, nu disprețuiești pe Filimon, fiindcă e frate acum, dimpotrivă, ești și mai credincios. Dar era clar că mesajul lui Iisus înfrățea pe oameni. Și dacă este vreun loc în care lucrul acesta produce vomul lui Dumnezeu, decantarea aceasta pe straturi sociale, pe tot felul de ranguri și astea, este biserica. Dacă se întâmplă în politică, zice, ei așa fac, dar dacă în biserică oamenii se comportă în acest fel și fac din ierarhia aceasta un instrument de subjugare, atunci lucrul acesta, spune cartea Apocalipsei, am să te vărs din gura mea, nu reprezintă pe Dumnezeu lucrul acesta. Când coboară Evanghelia în inima stăpânului, ea devine o inimă atât de iubitoare și de bună. El nu întristează pe slujitorul lui, angajat, adică, sau șeful și cu angajatul, șef de tură, șef de echipă, directorul companiei. Deci cineva trebuie să facă și treaba aceasta. Și nu vorbim de superioritate-inferioritate, ci vorbim de împreună lucrare. Dar inima acestui stăpân se schimbă și cel care slujește nu mai slujește stăpânului, ci lui Dumnezeu. Și lucrul care m-a impresionat cel mai mult a fost Pavel vorbind și spunând acestor stăpâni ai lumii, cum sunt astăzi, care exploatează uneori mulțimile, lumea, bisericile și așa mai departe, nu uita că stăpânul lor nu ești tu, ci stăpânul lor este în altă parte și va trebui să discuți cu el asupra felului cum te-ai comportat cu copiii lui. În concluzie, suntem chemați, iubiții mei, să fim una în Domnul nostru Iisus Hristos. Armonia aceasta nu o poate aduce și nu o poate da decât Dumnezeu. Dacă tu dorești acest lucru personal, indiferent ce dorește soțul, soția sau copiii tăi, tu vino în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, vreau să fiu într-o sfântă armonie cu tine. Ajută-mă să găsesc plăcere în căile tale, în permanență. Nu te lăsa transforma niciodată de ceea ce ți se întâmplă și nu răspunde cu aceeași măsură, că înseamnă că ai fost transformat. Întotdeauna răspunde răului cu bine. Aceasta înseamnă armonie cu Dumnezeu, indiferent cum este privit lucrul acesta pe orizontală de către cineva sau de către altcineva. Dumnezeu, aceasta înseamnă stăpânirea supremă, aceasta înseamnă loialitate supremă lui Dumnezeu, înseamnă deplina armonie cu El, care este reflectată apoi în familie, în biserică și în societate. Îți mulțumim din suflet, Doamne, pentru chemarea aceasta atât de înaltă. Ajută-ne să fim ființe ale armoniei cu Dumnezeu, ale acestei divine muzici care este cântată la tronul lui Dumnezeu. Ajută-ne să fim parte din concertul acesta, Dumnezeul nostru. Ce cinste ne-ai acordat și te rugăm să ne ajut să ducem lucrul acesta în familiile noastre, în biserică, în lumea în care ne găsim, până când tu vei aduce toate lucrurile în deplină armonie cu tine, în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.